Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară și vă spun din nou un bun venit de aici, de la Israel. Iacov Israel vă salută în numele Domnului Iisus Hristos. Primiți aceste saluturi calduroase din partea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților. Mă bucur că suntem împreună și putem să studiem împreună în acest timp care a mai rămas pe pământ. Observ că zilele sunt grele de aici înainte pe pământ. Iar mai ales pentru cei ce suferă. Aceștia le simt din plin. Rog pe Domnul să fie în seara aceasta cu noi, să trimită Duhul Lui cel Sfânt. L-am cerut înainte. Nu pot să încerc nicio prezentare până nu am certitudinea și simt că Duhul Lui Dumnezeu este cu mine. Dacă Duhul Lui Dumnezeu nu ar fi cu mine, nu aș ști ce să vorbesc. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu
pentru că trimite acest mângâietor să mângâie sufletele noastre, care de prea multe ori sunt întristate pe pământul acesta. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la Tine. Ajută-ne, Doamne, să Te primim pe Tine în viețile noastre, să Te acceptăm, chiar dacă afară este întuneric și beznă și negură de azi. Deschide, Doamne, ochii noștri să vedem prin beznă aceasta lumina Evangheliei care ne va conduce la Golgota, la Fiul Tău care a fost crucificat și și-a dat viața pentru noi, iar noi să putem fi mântuiți prin sângele Lui. Este o bucurie pentru noi că și în această seară avem ocazie să vorbim, să ne învățăm unii pe alții, să deschidem Scripturile, să facem o bucurie lui Dumnezeu. Iar multe suflete să se întoarcă la Tata acasă. Rugați-vă, frații mei, pentru mine, în timp ce prezint cuvântul lui Dumnezeu, ca acest cuvânt să atingă inimi împietrite, iar acele inimi să-L primească pe Hristos. Aș vrea să știți că mesajele pe care le prezentăm de aici, de la Iacov Israel, în primul și în primul rând, sunt pentru noi și familiile noastre. Iar apoi toți ceilalți care doriți să le aplicați în viețile dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă spuneam de multe ori că cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Doamne, dacă trebuie să tai ceva în viața mea care nu este după voia Ta, fă-o, Doamne. Chiar dacă va fi dureros, tot Tu vei aduce alinare și vindecare. Sunt prea multe suflete bolnave în lumea aceasta, care își caută medici și doctori și au lăsat marele medic, doctorul suprem, care poate vindeca nu doar trupul acesta, ci și sufletul. Doamne, atinge-Te de noi în seara aceasta. Avem nevoie de Tine. Avem nevoie de puterea Ta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem mesajul din seara aceasta și să-l aplicăm în viețile noastre. Iar dacă până acum am fost pe un drum greșit, ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem pe drumul care duce către împărăția Ta. Amin. Dragii mei frați, așa cum obișnuiesc, aș vrea să vă vorbesc despre cartea aceasta care mi este foarte dragă, Ultima avertizare pentru lumea noastră. Ultima avertizare pentru lumea noastră. Vă spuneam în urmă cu o săptămână și ceva că am găsit că această carte să o facem la 0,95 de bani. Dar am primit un telefon de la cei care vor să o tipărească, Infopresul. Și ne-au spus că la banii aceștia o fac cu o hârtie foarte, foarte, de foarte proastă calitate. Dar dacă vrem ca hârtia să fie bună, să fie exact cum este aceasta, trebuie să mai punem 20 de bani. Și nu am stat pe gânduri, pentru că mi-au explicat că hârtia se încrețește dacă este de 0,45, nu le cunosc eu. Dar se încrețește și nu se poate citi și devine ca ziarul și dacă vreau să fie bine, da? Oamenii mei de acolo mi-au spus că trebuie să facem cu 1 leu și 15 bani. Și am spus, mergem înainte.
chiar dacă am anunțat că vom face cu 0,95 de bani, nu am știut cu ce hârtie ne vor face la prețul acesta. Și așa mai punem 20 de bani și vom merge în continuare. Deci cartea de aici înainte, să știți, este 1, 1 leu și 15 bani. Deja s-a plătit 10.000 partea noastră, fratele Bobby celălalt, frate care încă 10.000 și mai avem un frate care lucrează și el, face și el foarte multe mii, 3, 4 mii, 5 mii, nici nu știu câte face fratele acela. Dar noi am pornit mai departe și vrem să facem încă 30.000. Mai avem foarte puțin și strângem suma pentru încă 10.000. Așadar, partea noastră la Iacov Israel s-ar duce undeva 10 cu încă 10, 20.000. Iar partea fratelui Bobby, care lucrează împreună cu noi, cu grupele acele, 10.000. Deci am face în total 30.000. Da, este un număr mare de cărți. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru toți acei care ați contribuit la tipărirea acestei cărți. Este o lucrare mare să te implici, mai ales în acest timp, când toată lumea fuge și aleargă de dimineață până seara să strângă bani, bani și bani, bani și bani. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți acei care ați lăsat din timp, din preocupări și v-ați aplecat peste Scriptură și ați înțeles că contribuind pentru aceste cărți veți câștiga suflete și stele în coroana dumneavoastră. Îi mulțumesc unei surori care în urmă cu 2 sau 3 zile, sora Angelica, ne-a căutat și a spus: vreau să donez pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sora a trimis 4.000 de lei. Dumnezeu să binecuvânteze, să meargă în lucrarea aceasta. Astăzi, la fel, m-a contactat un frate și mi-a spus: de ce n-a spus mai de la început, mai din timp? Eu nu am știut. Vreau să mă implic și eu. Oamenii simt că mai este puțin. Mai este puțin timp și nu vom mai avea ce face cu banii noștri, să știți. Nici să cumpărăm mâncare. Nu se va mai putea. Pentru că așa scrie în Apocalips, capitolul 13. Nu vom mai putea face nimic cu ei. Dumnezeu să ne trezească, să ne implicăm în proiectul acesta de a salva suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă spuneam că toți care vreți să vă implicați, îmi puteți scrie mesaj, iar eu vă voi contacta. Mi-a lăsat un frate un mesaj care vrea și el o carte. Și l-am sunat, mi-a lăsat numărul de telefon și l-am sunat. Și mi-a spus omul: vreau și eu cartea aceasta, pentru că vreau și eu să mă implic în lucrare. Probabil dânsul vrea să o dea la cineva. Și vorbea foarte slab la capătul firului și mi-a spus: cum să nu-i dau slavă lui Dumnezeu, eu care am fost plin de cancer. Creierul meu a fost tot afectat și Dumnezeu m-a înviat din morți. Cum să nu lucrez eu pentru Dumnezeu, spunea dânsul. Și a spus: cu mare drag, frate, aveți numărul meu de telefon, sunați-mă și vă voi ajuta și vă voi trimite cărți și dumneavoastră. Frații mei, 1 leu și 15 bani, cartea aceasta, cele 3 soli îngerești, ultimile 15 capitole din cartea Tragedia Veacurilor. O carte pe care Satan o urăște foarte mult, pentru că demască planurile lui. Dumnezeu să ne miște inimile și să ne implicăm în lucrarea aceasta de câștigare de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Am rămas dator la dumneavoastră să vă spun despre grupa noastră mobilă. Săptămâna aceasta nu au mai fost pe teren. Am vorbit cu dânsii și au avut niște probleme. Vă spuneam că unul din frați, în noapte, a avut o problemă gravă. Iar noaptea atunci târziu, fratele care se ocupă cu grupa aceasta au chemat salvarea. Și l-au dus și a stat în spital 7 zile.
Se pare că omului nu i-a ieșit bine rezultatele. Dureri groaznice de stomac. Urmează să facă un remeneu. Da. Rugați-vă pentru acest om. Satan vrea din nou o frați care lucrează pentru Dumnezeu. Nu vrea Satan ca oamenii aceștia să străbată sate, orașe și localități. Lui Satan este frică de oamenii aceștia și dorește ca oamenii aceștia să abandoneze lucrarea lui Dumnezeu. Rugați-vă, frații mei, strigați la Dumnezeu pentru sănătate acestui om scump. Vă spuneam că de 4 ani de când se implică oamenii aceștia în lucrare, până la ora actuală, au făcut peste 650 de sate și localități. Am cerut acum să văd ce au făcut din partea Gorjului și mi-au dat satele și localitățile pe care le-au făcut. Ștefănești, Albeni, Bolbocești, Prunești, Bârzeiu de Gilord, Doseni, Călugăreasca, Negoiești, Burlani, Dobrana, Prigoria și Bucșani. Pentru că s-au oprit săptămâna aceasta, n-au mai lucrat. Au avut probleme și ei. Toți acei care doriți să se lucreze în partea dumneavoastră, în locurile dumneavoastră, scrieți-ne. Iar după ce vom termina Gorjul, vom intra și în părțile unde doriți dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți acei care se implică în lucrare, care vestesc Evanghelia și fac bucurie în cer lui Dumnezeu. Amin. Mesajul din seara aceasta, frații mei, se numește Creștini doar cu numele sau creștini adevărați. Creștini doar cu numele sau creștini adevărați. Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura. Și voi vorbi despre creștini prima dată doar cu numele. Haideți să deschidem în cartea Genezei, la capitolul 27. Geneza, capitolul 27. Și voi citi de la versetul 1 până la versetul 24. Pagina 29. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac a zis: Ia că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul și du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi să o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Atenție! Rebeca a ascultat ce spusese Isaac, fiului său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său, Iacov: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau. Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te de iam din turmă 2 iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu nu am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul.
Mamă sa i-a zis, blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te adumii. Du-te de adumii. Iacov s-a dus de aluat și a dus mamei sale care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. L-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care era fără păr. Și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis, tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său, cum l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov, apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu, Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis, glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. Isaac a zis, tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns, eu sunt. Frații mei dragi, un tablou cutremurător. Un om orb, bătrân, care simte că clipa plecării lui s-a apropiat așa de mult. Și omul acesta vrea să-și binecuvânte fiul cel mare. Măcar că el știa, Isaac știa, că Dumnezeu alesese pe cel mai mic să fie cel mai mare. Practic mic. Ei au fost gemeni. Dar Esau s-a născut primul. Și îngerul Domnului a spus că mamei lui, Rebeca, i s-a spus că cel mai mic a fost ales de Dumnezeu. Dar tatăl, Isaac, nu a vrut în ruptul capului să asculte de ce spusese îngerul. Spune că tatăl iubea mult pe Esau, pentru că băiatul acesta pleca la câmp și aducea vânat. Se pare că era un bucător destoinic, iar tatăl mânca vânatul din mâna fiului său, Esau. Mama însă îl iubea pe celălalt fiu, pe Iacov, mai mult decât pe Esau. Băiatul acela era cu turmele, era mai mămos. Un lucru greșit. Fiecare părinte și-a lăsese copilul. Nu este drept înaintea lui Dumnezeu. Copiii noștri trebuie iubiți, la fel, toți. Fraților, mama aceasta, Rebeca, ascultă, trage cu urechea în timp ce Isaac îl trimite pe fiul cel mare să-i aducă vânat, să mănânce și să fie binecuvântat de el. Și această mamă își cheamă fiul și spune, ascultă-mă, tu trebuie repede să-mi aduci doi iezi, eu îi voi pregăti, voi face o mâncare gustoasă și o vei duce tatălui tău, tu. Mamă, eu nu pot să fac așa ceva, pentru că tatăl mă va pipăi. Uitați-vă ce simț are Iacov. Mă va pipăi și voi ajunge mincinos înaintea tatălui și în loc de binecuvântare tata îmi va da blestem. Dar mama spune imediat îl scoate din problema aceasta și spune, fiule, dacă va fi așa, blestemul să cadă peste mine. Nu este nicio problemă, îl preia eu blestemul acesta. Nu este nicio problemă, tu adu-i repede la mine. Și aduce iezii aceștia, îi pregătește această femeie, da?
îl echipează cu îmbrăcămintea lui Esau, iar mâinile sunt înfășurate în pielea iezilor. Băiatul acesta merge la tata să îi ducă mâncare. Cine ești tu, fiule? Esau sunt, tată. Frații mei, păcat înaintea lui Dumnezeu să-ți minți părintele. Spune că celui care este orb nu întinde capcane, nu, la cel care nu aude, nu vorbi în spatele lui, pentru că e păcat înaintea lui Dumnezeu. Iar acest fiu își permite el, împins de la spate de mamă. Cine ești tu, fiule? Esau sunt. Fiule, nu este vocea lui Esau. Cum ai și prins vânatul, l-ai prins? A doua minciună, ca să pară credibil, Dumnezeul tău, tată, mi l-a scos în cale. Dumnezeu. Și bagă numele lui Dumnezeu. Așa cum faceți mulți câteodată, când vreți să păreți credibili. Măcar că nu aveți adevărul. Dar ca să păreți credibili, spuneți în numele Domnului și aduceți numele Domnului acolo și așa face tânărul acesta. Dumnezeul tău, tată, mi l-a scos în cale. Și tatăl îl cheamă aproape, vino lângă mine. Și îl pipăie pe mâini și observă că mâinile sunt păroase. Spune, nici el nu știe ce să mai creadă. Spune, vocea este a lui Iacov, dar mâinile sunt ale lui Esau. Și când miroase hainele acelea, spune că hainele fiului meu, care mirosa câmp, îmbrăcămintea aceea a fost hotărătoare pentru Isaac. Acesta este, cu siguranță. Și a primit binecuvântarea tatălui. A venit și celălalt mai târziu și tata, am venit și... Dar tu cine mai ești, fiule? Că am mâncat. Eu sunt Esau, fiul tău. Păi și cine a fost din... Uitați-vă că tatăl nu trimite nicio blestem peste Iacov. Nu. Pentru că cea binecuvântat rămâne binecuvântat. Dar vreau să vă spun ceva. Acest băiat, din clipa aceea, a trebuit să-și strângă lucrurile și să plece. Și timp de 20 de ani, acel băiat a plătit cu vârf și îndesat înșelătoria pe care a făcut-o tatălui său și fratelui său. Spune că la bani a schimbat simbria de nu știu câte ori și prin ce a trecut băiatul acesta și atunci a dat el seama cât de greu este și rău este ca să fii înșelător. Dar a venit un timp când trebuia să se întoarcă spre casă, după 20 de ani. Și se pare că omul acesta nu s-a vindecat de înșelătorie. Însă numele lui, numele Iacov, înseamnă înșelător. Și când se întorcea el spre casa tatălui, după 20 de ani, mama nu mai era în viață. Mama nu și-a mai văzut pe cel care îl iubea, fiul ei. În timp ce se întorcea, trimite cirezi, turme de vite, ca să-l mai păcălească încă o dată pe fratele său. Și trimite măgărițe, vaci, cămile și multe și multe la o depărtare bunicică una față de alta. Și oamenii aceia merg și li se spune, când îl veți întâlni pe sau să spuneți, din partea ale cui sunt? Sunt ale tale, din partea robului tău, Iacob. Și oamenii acei se întorc înapoi și îi spune, Iacov, Esau vine înaintea ta cu 300 de oameni. Iacov se înspăimântă în momentul acela. Face un plan,
ce să pună în față, pe care îi va nimici primii, pentru că Esau nu are ce să facă cu turmele lui. Esau are destule. Și pe cine să pune în față? Și pune pe cele pe care nu prea le iubea mult și copiii lor, țiitoarele, și apoi pe Lea și ultima pe care o iubea cel mai mult, pe Rahela cu Iosif. Trece pârâul Iaboc dincolo. El nu are de gând să se mai întoarcă niciodată. Iar dincolo la pârâul Iaboc se luptă cu Dumnezeu. Și noaptea aceea a fost o noapte hotărătoare pentru viața lui. În noaptea aceea și-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu toate păcatele. Cum îți este numele? Îi spune îngerul care se lupta cu el. Înșelătorul, Doamne, îmi este numele. Din noaptea aceasta nu te vei mai chema înșelător, ci din noaptea aceasta numele tău va fi Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și ai câștigat. În momentul acela, priviți schimbarea care are loc. Omul acesta, care fusese un creștin doar cu numele, de data aceasta trece în față. Nu mai lasă pe nimeni să stea în față și merge el în față. Frații mei, acesta este un caz fericit când un om își dă seama de greșelile pe care le-a făcut și se întoarce din inimă la Dumnezeu. Suntem mulți creștini cu numele care venim în biserici, mascați de îmbrăcăminte frumoasă, fețe luminoase, dar pe săptămână suntem cei mai răi. Omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu la pârâul Iaboc și omul acesta s-a întors din toată inima la Dumnezeu și din momentul acela și-a lăsat viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât Esau nu de turme avea nevoie, ci avea nevoie de fratele acesta. Și spune, când s-a întâlnit cu el, i-a căzut pe grumaz și a plâns. Au plâns mult amândoi. Dragii mei frați, creștini doar cu numele, vreau să vă spun că oamenii aceștia, care au mai multe fețe, nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Timpul este așa de scurt și sunt multe de rezolvat în viețile noastre, comportamentul nostru, familiile noastre. Iar noi încă jucăm teatru, un teatru ieftin, înaintea oamenilor. Dar nu uitați, cel care cunoaște inima, Dumnezeu, se uită la noi și observă partiturile acestea ieftine, lumești, pe care le jucăm zi de zi. A sosit timpul când trebuie să treci peste pârâul Iaboc, iar acolo luptă-te în genunchi cu Dumnezeu ca să primești biruință asupra păcatelor tale. Dă-ți masca jos ca să poată sta haina neprihănirii lui Iisus Hristos peste tine, dragul meu frate și stimată soră. Merg mai departe. Acesta este un caz fericit în care omul se întoarce la Dumnezeu și totul este bine. Iar Iacov devine Israel, părintele unei națiuni mari. Haideți să mergem în cartea Întâi Împărați, la capitolul 14. Întâi Împărați, capitolul 14. Versetul 1 până la versetul 18. În vremea aceea,
s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam. Și Ieroboam a zis nevestei sale, scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul, el mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el, el îți va spune ce va fi cu copilul. Nevasta lui Ieroboam a făcut așa, s-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu putea să vadă, căci ochii îi se întunecase de bătrânețe. Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav, să vorbești așa și așa. Ea când va veni se va da drept alta. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis, intră, nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel. Am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai mult rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate, ca să mă mânii și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdările până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Și spune nevestei lui Ieroboam, tu scoală-te și du-te acasă și cum îți vor păși pașii picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge și îl va îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului, Dumnezeul lui Israel. Mă opresc aici. Dragii mei frați, un tablou asemănător, da? Tot un om în vârstă, un om bătrân, care nu vede. Și acest conducător, Ieroboam, împărat, rege, își trimite nevasta la el să întrebe despre fiul lor care era grav bolnav. Copilul era pe marginea prăpastiei. Moartea era lângă el. Dar nu o trimite oricum și spune nevasta mea, schimbă-ți înfățișarea. Tu nu trebuie să mergi la proroc așa, îmbracă-te ca oricare alta, pentru că noi am făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu și să nu ne cunoască. Și... Dar Dumnezeu înștiințase pe prorocul Ahia și până să ajungă femeia aceasta, Domnul îi spune, vezi că va veni și se va da drept alta. Să spui cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și cum intră femeia aceasta în casă? Prorocul Ahia îi spune, nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Frații mei, este demascată. Ce rușine mare o fi fost pe femeia aceasta să îi se spună pe față și numele și cine este și te dai drept alta și să îi se vestească și moartea copilului, când te vei întoarce înapoi, copilul tău va muri și când vei pune piciorul și... Da. Citind acest capitol, îmi dau seama că sunt așa de mulți oameni care pozează înalți. Și în familie, și în societate, și în biserici, și în fruntea țării, și peste tot. Oameni care au dublă identitate, pozează înaltcineva. Pentru ce vrei să te dai drept altcineva? Arată-ți adevărata ta față, cine ești. Pentru ce?
Dragii mei frați, în timpul din urmă, oamenii, în loc să se dezbrace de hainele murdare ale întunericului și să strige la Dumnezeu să li se ofere haina neprihănirii a Domnului Iisus Hristos, încearcă să-și peticească hainele acestea mizerabile, să joace roluri murdare înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Priviți în societatea noastră. Nu se mai deosebește creștin de om care nu este creștin. Noi suntem o țară care ne lăudăm că suntem creștini. Majoritatea. Dar cât de departe de Dumnezeu suntem? A fi creștin nu înseamnă să treci cu mașina pe lângă o biserică și să dai din mâini și să faci. Nu. Nu. A fi creștin înseamnă să faci ce a făcut Hristos. Dumnezeul nostru așteaptă cu nerăbdare să pună pe umerii noștri haina neprihănirii Lui. Iar noi nu dorim lucrul acesta. Am vrea să ni se pună haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos peste hainele noastre, murdare. Dar, Doamne, pun-o așa cum este. Pun-o așa. Dacă îmi convine, bine, dacă nu, o voi da la o parte. Nu se poate. Mi-aduc aminte despre un mare om al lui Dumnezeu. Când l-a chemat pe Elisei, este vorba despre Ilie, când l-a chemat pe Elisei să intre în slujbă, în lucrarea lui Dumnezeu, spune că a pus mantaua peste el. Acesta era un semn, o chemare. Iar când Ilie se pregătea, a fost înștiințat că trebuie să părăsească pământul și să fie luat la cer, i-a lăsat mantaua aceea lui Elisei. Aș vrea să vă spun ceva. Citiți cu atenție și observați că Elisei nu a zis: bine mă, Ilie, și acum eu ce să fac cu îmbrăcămintea mea, cu mantaua mea, și lasă că pun și mantaua ta peste îmbrăcămintea mea. Nu. Nu se poate. Elisei spune că și-a sfâșiat hainele. Le-a dat jos și a pus mantaua lui Ilie peste el. Exista riscul ca să iasă mânecele lui de la manta pe sub mantaua lui Ilie. Dragii mei frați, mai merg și predic prin biserici și observ o modă demonică în rândul fraților noștri. Mă leg de versetul acesta care spune: nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să te dai alta? Pentru ce vrei să te dai altcineva? Pentru ce? Frați și surori, pentru ce vrei să ne dăm altcineva? Pentru ce această îmbrăcăminte diabolică pe copiii lui Dumnezeu, care și-a câștigat prin sângele Său? Pentru ce, fraților, să ne dăm babilonieni, filisteni, moabiți? Pentru ce? Oare îmbrăcămintea babiloniană este mai frumoasă decât îmbrăcămintea poporului Dumnezeu? Pentru ce vrem să ne dăm altcineva? Spune că femeia aceasta, cu îmbrăcămintea ei cu tot, s-a întors acasă și în timp ce intra în casă, copilul a murit.
Și totuși, spune că doar în copilul acesta s-a găsit ceva bun. Dragii mei frați, aceste exemple ne sunt lăsate în Scriptură ca noi să nu trecem pe aici. Iar dacă am ajuns aici, ni se arată rezultatul depărtării de Dumnezeu. Pentru ce vrei să te dai drept altcineva? Aș vrea să vă vorbesc și despre un caz fericit cu care vreau să încheiem optimiști în seara aceasta. Dar înainte să vorbesc despre cazul acesta, vreau să vă citesc din Spiritul Profetic. Despre creștinii doar cu numele. Mărturii, volumul 2. În capitolul 59. Deci Mărturii, volumul 2, pagina 441. Spune așa. Satana lucrează alături de cei care mărturisesc a fi creștini și totuși sunt atât de lipsiți de discernământ spiritual încât ei nu-l descoperă. Ei nu simt povara lucrării. Adevărurile solemne pe care mărturisesc a le crede nu sunt o realitate pentru ei. Ei n-au credință veritabilă. Bărbați și femei vor da pe față toată credința pe care o au în realitate. După roadele lor îi veți cunoaște. Nu mărturisirea lor de credință, ci roadele aduse de ei arată caracterul pomului. Mulți au doar o formă de evlavie. Numele lor se află în registrul comunității, dar în cer au un raport pătat. Îngerul raportor a înregistrat cu credincioșie faptele lor. Fiecare faptă egoistă, fiecare cuvânt urât, fiecare datorie neîmplinită și fiecare păcat ascuns, împreună cu orice prefăcătorie, abia este înregistrat în cartea de aducere a minte, ținută de îngerul raportor. Foarte mulți dintre cei care mărturisesc a fi slujbași ai lui Hristos nu sunt ai lui. Ei își înșală sufletele spre propria lor nimicire. În timp ce mărturisesc ca fi slujitor ai lui Hristos, nu trăiesc în ascultare de voia sa. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Mulți dintre cei care mărturisesc ca fi slujitor ai lui Hristos ascultă de alt stăpân, lucrând zilnic împotriva stăpânului pe care mărturisesc că îl slujesc. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Interese pământești și egoiste angajează sufletul, mintea și puterea celor care mărturisesc a fi urmași ai lui Dumnezeu. În mod practic, ei sunt slujitori ai lui Mamona. Ei n-au experimentat răstignirea față de lume, ci atracțiile și poftele ei. Mărturii, volumul 2, pagina 444. Volumul 2, 444, pagina. Am fost uimită când am văzut întunericul teribil al multor membri din comunitățile noastre. Lipsa adevăratei evlavii era astfel încât ei erau unelte în întunericul și morții, în loc să fie unelte ale întunericului și morții, în loc să fie lumina lumii. Mulți mărturiseau că îl iubesc pe Dumnezeu, dar prin fapte îl tăgăduiau. Ei nu-l iubeau, nu-l slujeau și nici nu ascultau de el. Interesele lor egoiste aveau prioritate. La mulți părea să fie o alarmantă lipsă de principii. Erau stăpâniți de o influență neconsacrată și păreau să nu aibă nicio temelie în ei. Am întrebat ce înseamnă lucrurile acestea, de ce există o astfel de lipsă de spiritualitate, așa de puțini care aveau experiență vie în lucrurile religioase. Am fost îndrumată la cuvintele profetului, fiul omului,
Oamenii aceștia își poartă idoli în inimă și își pironesc privirea spre ceea ce a făcut să cadă nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? De aceea vorbește-le și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, orice om din casa lui Israel care își poartă idoli în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulțimilor idolilor lui, ca să prindă în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. Poporul lui Dumnezeu mi-a fost arătat ca fiind într-o stare de alunecare. Ei n-au privirea numai spre slava lui Dumnezeu. Importantă este propria lor slavă. Ei caută să se slăvească pe ei înșiși și cu toate acestea se numesc pe ei înșiși creștini. Mărturii, volumul 1, pagina 134. Am văzut că tineri și bătrâni neglijează Biblia. Foarte puternic ceea ce spune aici. Am văzut că tineri și bătrâni neglijează Biblia. Ei nu studiază această carte și nu fac din ea regula vieții lor, așa cum ar trebui. În special, cei tineri sunt vinovați de această neglijență. Mulți dintre ei sunt gata să găsească timp din belșug să citească aproape orice altă carte. Însă cuvântul care îndreaptă spre viață, spre viața veșnică, nu este studiat zilnic și cercetat. Această carte prețioasă, importantă, care îi va judeca la sfârșit, de-abia dacă este studiată. Sunt citite povestiri închipuite, în timp ce Biblia nu este luată în seamă. Vine o zi, o zi de negură și întuneric mare, când toți vor dori să fie alimentați cu adevărurile simple, lămurite ale cuvântului Dumnezeu, ca să poată avea în umilință și totuși cu hotărâre un motiv pentru speranța lor. Și ultimul martor din spiritul profetic pe care vreau să-l dau astăzi. Mărturii, volumul 2, pagina 600. Mulți din cei care mărturisesc că așteaptă revenirea Domnului nostru sunt neliniștiți, căutători de câștig lumesc. Ei sunt orbi față de interesul lor veșnic. Muncesc pentru ceea ce nu satură, își cheltuiesc banii pentru ceea ce nu este pâine. Ei se străduiesc să se mulțumească cu bogățiile pe care le-au strâns pe pământ, dar care trebuie să piară, și neglijează să se pregătească pentru veșnicie, care ar trebui să fie singura muncă adevărată din viață. Sunt cuvinte foarte, foarte tari din partea servei Domnului. Vă spuneam, fraților, că aș vrea să vorbesc și despre un caz, să terminăm pozitiv în seara aceasta. Și vă invit să deschideți cu mine în Cartea Rut. Cartea Rut. Capitolul 1. Și voi citi de la versetul 1 până la versetul 22. Pe vremea judecătorilor, pagina 287, pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion, erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda.
Naomi a zis atunci celor două nurorile ei, duceți-vă și întorceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de, ceea ce au, de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dină, fiecare în casa unui bărbat, și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Și i-au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întorceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întorceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu! Fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Mă opresc aici. Dragii mei frați, creștini adevărați, am vorbit despre creștinii doar cu numele, care unii s-au întors la Dumnezeu, unii nu au mai apucat să se întoarcă la Dumnezeu, dar vorbesc și despre categoria aceasta creștini adevărați. Aș vrea să termin pozitiv în seara aceasta. În poporul Israel a fost o foamete mare, iar o familie compusă din 4, 2 băieți, Mahlon, Chilion, Elimelec și Naomi, tată și mamă, au pornit spre Moab, lăsându-și țara în urmă. Acolo în Moab, când începuseră să nu mai ducă grijă a pâinii și a mâncării, primește prima lovitură Naomi și soțul moare. Dar imediat Dumnezeu face o bucurie acestei mame îndurerate. Iar cei doi fii se căsătoresc cu două fete moabite, care parcă au mai stins puțin durerea mamei a pierderii soțului ei drag, Elimelec. Dar nu după mult timp, au locuit acolo aproape 10 ani, nu după mult timp, cei doi fii al lui Naomi, Mahlon și Chilion, mor. Iar mama aceasta îndurerată este nevoită a treia oară să pregătească al treilea coșciug și multe lacrimi a vărsat. Și în momentele acelea hotărăște să se întoarcă în țara ei. Și le spune celor două fete, celor două nurori, fiicele mele, întorceți-vă la casele voastre, la mamele voastre. Iată, eu nu m-am fi. Întorceți-vă la mamele voastre. Și chiar dacă aș avea fii, nu ați mai aștepta voi să se facă mari și mergeți la mamele voastre. Spune că aceste fete au ridicat glasul și au început să plângă. Pentru că ele nu vedeau în Naomi o soacră. Așa cum vedem noi astăzi. Și cuvântul soacră astăzi pare ceva rău. Nu.
Fetele acestea vedeau în Naomi un copil al lui Dumnezeu. După multe insistențe din partea lui Naomi, una din ele cedează, Orpa, și spune că și-a rămas bun de la ea, își sărută mama, soacră, și pornește la Dumnezeul ei. Dar cealaltă, ea nu vrea să se despară, spune, nu mai îmi spune, nu vreau nici să mai aud propunerea ta. Tu pentru mine ești mama. Și citesc memorabilele cuvinte pe care cei mai mulți dintre noi și le așează pe invitațiile de la nuntă. Spune că nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Dumnezeu ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Dragii mei, mulți tineri au ales să le scrie pe invitațiile de nuntă, dar nu pe invitații se scriu aceste cuvinte, pentru că invitațiile vor trece, se vor pierde în lumea aceasta. Și aceste cuvinte memorabile ar trebui scrise în inimă, să rămână veșnic acolo. Această noră, Rut, a văzut în soacra ei ceva dumnezeiesc. Deși a lăsat ea poporul și a lăsat dumnezeii și a lăsat rude, a lăsat tot și a spus, nu mai mă interesează nimic pe pământul acesta, ci eu vreau să merg împreună cu tine. Nimic și nimeni nu mă va despărți de tine. Ce a văzut copila aceasta în soacra ei? Rar oameni pe pământul acesta care privind la ei să-L vezi pe Hristos. Uitați-vă că n-a ținut nicio evangelizare Naomi în fața lui Rut, dar ea s-a purtat natural. Ea a înțeles că odată ce fata aceasta a intrat în casa ei, aceasta are drept la tot. Nu are nicio interdicție. Ea este copilul ei. Naomi s-a dat la o parte pe ea și a ridicat această fată. Iar Rut a observat, să știți. Iar la final, când îi se cere să plece, fata aceasta spune, nu voi pleca nicăieri, pentru că eu l-am cunoscut pe Dumnezeu privind la tine, mamă. Eu vreau ca acolo unde mergi tu să fiu și eu. Dumnezeul tău, mamă, care a pus bunătatea aceasta în tine și puterea aceasta pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca să treci peste toate, să dai slavă lui Dumnezeu în continuare. Acestea sunt de la Dumnezeu, mamă, și eu vreau să fiu cu tine. Dragii mei frați, Dumnezeu a binecuvântat fata aceasta cu alegerea, pentru alegerea pe care a făcut-o. Și fata aceasta s-a întors în poporul lui Dumnezeu și a fost o fiică credincioasă în poporul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a binecuvântat-o cu o binecuvântare mare. Din fata aceasta, care a suferit și și-a plâns soțul când a murit, spune că s-a căsătorit cu Boaz. Iar din ea și Boaz a ieșit Obed-Edom,
care este străbunicul lui David. Iar din genealogia aceasta lui David se naște Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dragii mei frați, ce lucrare mare a făcut Naomi acolo, într-o țară departe. Sunt mulți care plecăm prin alte țări și uităm de unde am plecat și ne purtăm acolo că nu ne mai cunoaște nimeni. Uitați-vă că femeia aceasta, Naomi, în Moab, departe de poporul lui Dumnezeu, femeia aceasta își lasă amprenta în caracterul acestei tinere. Iar această tânără alege să-i servească lui Dumnezeu din toată inima ei. Dumnezeul tău, mamă, va fi Dumnezeul meu. Dragii mei frați, spuneam la început că trăim într-un timp, într-o noapte grea a păcatului, negură deasă, păcate peste păcate. Dar vreau să vă spun un lucru. Creștinii ar trebui să fie ca nuferii aceia albi și frumoși, care stau în belțile acelea murdare. Așa ar trebui să fie creștini. Chiar dacă noaptea e noapte și e neagră și păcatul e așa de grav și greu, spune Domnul Iisus Hristos, voi trebuie să fiți lumini, voi trebuie să luminați. Și când lumina se vede mai puternic, atunci când este noaptea mai densă, atunci lumina se vede mai puternic. Voi trebuie să fiți case pe stânci, fraților, lumini în întuneric. Dumnezeu să ne ajute în aceste timpuri târzii, ca numele noastre să nu fie creștini doar cu numele, să trecem prin viața aceasta ușor, da? Viața trece, se duce, da? Creștini cu numele, ci să fim creștini autentici, curați înaintea lui Dumnezeu. Creștini pe care Dumnezeu se poate baza. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Ai văzut pe robul meu Nicolae, Anișoara, Ciprian, Andrei, Sermina, Gabriela. Ai văzut? Sunt oameni curați înaintea lui Dumnezeu. Oameni pe care te poți baza. Oameni care au pe față caracterul lui Iisus Hristos. Dragii mei frați, rog pe Domnul să ne cerceteze în această seară. Iar dacă până acum am jucat la dublu, da, creștin cu numele, măști pe față, îmbrăcăminte ca lumea, rimeluri, rujuri, unghii, toate nuanțele, da, dacă am fost ca lume, rog pe Domnul în această seară să ne ierte și să facă ca întoarcerea noastră să fie gramnică, iar de aici înainte să devenim creștini autentici, să călcăm pe urmele pașilor Domnului nostru Iisus Hristos, urme care ne vor duce direct în împărăția sa. Te chem în seara aceasta să-ți predai inima înaintea lui Dumnezeu. Este târziu, dar nu este prea târziu. Dacă ești în viață, poți să te întorci la Dumnezeu. Prinde-te de mâna aceea care stă întinsă, ca să te prindă din locul acela de unde ai căzut
și încrede-te în sângele acela salvator care poate spăla păcatele tale. Iisus Hristos a plătit pentru tine și mine cu viața Lui. Iar noi, prin rănile Lui, suntem tămăduiți. Te chem în această seară. Pleacă-ți genunchiul. Și după terminarea acestei prezentări, rămâi cu Dumnezeu și roagă-te și strigă înaintea lui Dumnezeu și mărturisește-ți păcatele înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, de aici înainte vreau să fiu un creștin adevărat. Mi-ajunge cu falsitate. Am jucat prea mult teatru ieftin. Doamne, mi-este rușine de ceea ce am făcut până acum. Îmi dau seama că Tu ai privit din înaltul cerului și îngerii Tăi au fost pe lângă mine și eu am jucat aceste partituri diabolice pe pământul acesta și viața aproape a trecut pe lângă mine. Dacă Ți-a vorbit în seara asta Dumnezeu și a mișcat inima Ta, înseamnă că mântuirea intră în casa Ta. Pleacă-te înaintea lui Dumnezeu și cere iertare, iar mărturisirea ta înaintea Lui va face ca păcatele tale, care sunt multe, să fie șterse și tu să fii eliberat de povara păcatelor tale. Adu-le la Dumnezeu păcatele, nu le mai căra cu tine tot timpul, pentru că Biblia spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Sunt mulți care le cară împreună cu ei peste tot. Nu! Adu-le la Dumnezeu și lasă-le acolo. Mărturisește-le și părăsește-le și nu te mai întoarce niciodată la ele. Dumnezeu să ne binecuvânteze și în seara aceasta și să ne dea putere să devenim niște oameni credincioși, iar ochii noștri să fie atinși de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să putem vedea urmele pașilor Lui, iar pașii noștri să calce exact în urmele acestea care ne vor conduce acasă. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Pentru toți acei care doriți să ne rugăm acum pentru dumneavoastră, nu pot. Am un monitor în față în care observ lucrurile acestea și nu pot ca să merg să văd cine a scris, cine nu a scris. Data viitoare, lunea viitoare, eu îi trec pe listă pe cei care doresc să ne rugăm pentru ei și cu mare drag ne vom ruga data viitoare. Așadar, fiți împreună cu noi și data viitoare, adică luni, și ne vom ruga pentru dumneavoastră și pentru problemele dumneavoastră. Acum, vă invit să ne plecăm capetele și să ne rugăm pentru cei care ați trimis deja cereri de rugăciune. Pentru seara aceasta, cei care doriți ca să trimiteți cereri de rugăciune, aveți mesaje sau îmi cereți numărul de telefon și eu vă las numărul de telefon și îmi scrieți, da, cum fac frații care îmi trimit aceste cereri de rugăciune. Vă invit să plecăm capetele să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în această seară, Doamne, să-Ți mulțumim frumos pentru că viețile noastre, Doamne, sunt scumpe înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru sângele scump al Mântuitorului nostru, care a curs pentru noi, Doamne. Doamne, Îți dorește așa de mult ca noi să fim mântuiți. Tu ai făcut tot. Ai plecat în cer, Doamne, ca să pregătești și casele. Și casele de acolo sunt gata. Ai pregătit tot, Doamne. Și îngeri ne așteaptă acolo în împărăția Ta, în ceruri, Doamne. Se bucure împreună cu noi. Dar noi încă zăbovim pe pământul acesta, Doamne. Jucând roluri și teatre ieftine, Doamne, pe pământul acesta. Spunem că suntem cu Tine, Doamne, dar de fapt noi nu suntem cu Tine. Și jucăm, Doamne, aceste partituri murdare pe pământul acesta. Doamne, ne dorim ca din seara aceasta să devenim creștini, Doamne. Creștini adevărați pe care Tu te poți baza pe noi, iar noi să nu mai te facem de rușine niciodată.
Binecuvântează-ne, Doamne, pe toți și ajută-ne, Doamne, ca ochii noștri să fie deschiși de aici înainte, iar căile pe unde vom umbra să fie curate, Doamne, să ajungem, Doamne, să mergem pe urmele pașilor Tăi, împreună cu Tine, spre cer. În seara aceasta, Doamne, Te rog pentru Elena Ciobanu, binecuvântează, Doamne, această fată, întărește-o în credință, Doamne, fă-o, Doamne, să vadă că mai este puțin și alergarea noastră pe pământul acesta se va sfârși și vom fi toți în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde nimeni și nimic nu ne va mai despărți de Tine. Binecuvântează-i copilul, binecuvântează-i soțul, binecuvântează-i părinții, Doamne, cu întoarcere la Tine. Binecuvântează-i fratele și sora și ajută ca aceștia să Te găsească pe Tine. Doamne, este prea târziu, iar amânarea este foarte riscantă de aici înainte, pentru că Satan dorește ca să amânăm până în clipa când se va întâmpla ceva cu noi și noi vom muri și vom muri în păcat. Dar Tu, Doamne, încă mai ții vânturile acestea și îl ții departe pe cel rău de noi, să rămânem în viață și să ne apropiem de Tine, Doamne. Ajută, Doamne, aceste familii să întoarcă la Tine cu adevărat. Te mai rog, Doamne, pentru sora Vega, Veca, binecuvântă, Doamne, pe această soră, pe sora Veca. Are probleme de sănătate, Doamne. Este în metastază, are dureri cumplite. Doamne, noi omenește, noi nu putem face nimic, nici doctor, nici noi, dar Tu poți face tot. Ajută, Doamne, ca această femeie să Te accepte pe Tine în viața ei. Iar dacă Te-a acceptat pe Tine în viața ei, Tu poți să rezolvi și problema aceasta de sănătate. Rezolvă problema aceasta și fă, Doamne, să auzim lucruri frumoase despre sora aceasta, că Te acceptă pe Tine în viața ei și s-a apropiat de Tine. Pentru Maghi și Ana, Doamne, ajută, Doamne, să Te cunoască cu adevărat. Iar din multele voci care sunt pe pământul acesta, să audă vocea Ta, care Tu îi chemi acasă. Pentru Silvia și Leo, Doamne, fă, Doamne, să vină la Tine, Doamne. Au călătorit mult pe pământul acesta și viața trece așa de repede. Și nu este bine deloc, Doamne, dacă suntem departe de Tine. De aceea, fă, Doamne, ca acești tineri să se întoarcă la Tine și să stea sub brațele Tale ocrotitoare. Te mai rog, Doamne, ca să trezești, Doamne, satul acesta romanești Dâmbovița. Este nevoie de o trezire spirituală acolo. Ajută, Doamne, la trezirea aceasta. Pentru sora Mariana, Doamne, și familia ei, ajută, Doamne, să vină la Tine și binecuvântează și pe sora Mariana, soțul, copiii, și ajută-i, Doamne, ca în lucrarea aceasta pe care o avem de făcut pe pământul acesta, se implice și ei. Iar multe suflete să se întoarcă la Tine. Pe Deborah, Doamne, Doamne, fă ca acest copil să-Ți audă glasul care o strigi pe nume și îi spui, Deborah, întoarce-te acasă. Pe sora Goma, Doamne, binecuvântă, Doamne, femeia aceasta. Fă, Doamne, ca în familia ei să fie pace și liniște. Gonește-l pe cel rău din casa aceea și fă, Doamne, ca soțul ei să se poarte ca un adevărat copil al Tău și să Te primească pe Tine acel soț și să lase, Doamne, alcoolul. Pe sora Cristina, Doamne, dă-i sănătate. Binecuvânt-o, Doamne, cu sănătate. Pe David, fă-l să se întoarcă la Tine. Arată-i drumul, Tată. Dacă s-a rătăcit în lumea aceasta, arată-i drumul spre casă. Pe Andrei, ajută-l, Doamne, să se apropie de Tine copilul acesta. În lucrarea Ta este nevoie și de el. Lucrarea este mare, dar lucrătorii sunt așa de puțini. Ajută și acest tânăr să intre în lucrarea Ta. Pe Robi și Mirela, Eugenia și Marcel, ajută, Doamne, să se întoarcă acasă la Tine.
Îți dorești, Doamne, de mult să se întoarcă la Tine. Ei încă zăbovesc. Atinge-Te de ei, Doamne, să Te primească în viețile lor. Pe sora Natasha, Doamne, oferă-i sănătate și vindecare spirituală. Pe Adriana, Doamne, binecuvânt-o și fă, Doamne, ca soțul și fiul ei Ionuț să vină la Tine și să încheie legământ cu Tine. Este nevoie de lucrul acesta. Pe sora Dorica și sora Luba, oferă-le sănătate, Părinte Sfânt. Au nevoie de sănătate. Corina și Marius, Domnul vă cheamă acasă. Întorceți-vă la El, cât încă nu este prea târziu. Este mai bine lângă Dumnezeu decât în lumea aceasta largă. Binecuvântările lui Dumnezeu vor veni peste voi, iar voi, prinși de brațul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, veți trece ușor prin lumea aceasta. Doamne, ajută-i să se prindă de Tine și să vină la Tine. Pe Corina, Doamne, pe Rodica și Ionuț, binecuvântă-i, Doamne, și ajută să Te urmeze pe Tine, Doamne, oriunde. Binecuvântează, Doamne, Biserica Adventistă de ziua 7-a din Romanești. Ajută ca de acolo să aprindă flacăra Evangheliei, iar satul acela să ardă în nerăbdare și să se întoarcă la Tine din toată inima lor. Pe frații penticostali din Romanești, binecuvântă-i, Doamne, cu înțelepciune. Binecuvântă-i, Doamne, cu înțelegerea Scripturii. Binecuvântă-i, Doamne, cu pricepere și credință multă să accepte Scriptura întreagă. Iar întoarcerea la Tine să fie cât de curând. Pe Rebecca, binecuvântă-o, Doamne, pe copilul acesta iubit de Tine. Dă-i sănătate, Doamne, are nevoie de sănătate. Binecuvântă-o cu sănătate. Doru are probleme, Doamne, grave. Atinge-Te de băiatul acesta, Doamne. Și ajută ca băiatul acesta să-și încheie legământ cu Tine, să Te primească pe Tine în viața lui, ca Domn și Mântuitor personal. Pe Ina, Doamne, binecuvântă-o pe Ina în Austria, acolo unde este, împreună cu copiii ei și soțul ei. Și ajută, Doamne, să fie o mamă în Israel acolo și multe mame, mulți tineri și copii, uitându-se la ea, să vadă pe Naomi, iar mulți să se întoarcă la Dumnezeu. Te mai rog, Doamne, să-L binecuvânți pe Sebi, prietenul meu din Belgia. Doamne, binecuvântă acest copil cu sănătate, cu credință și întoarcere la Tine. Ia-l, Doamne, de mână și condu-l Tu. Așa e când tinerețea aceasta, de multe ori, facem lucruri care ne pare rău mai târziu. Ai grijă, Doamne, de el, este tânăr. Tu ai un plan cu copilul acesta. Iar copilul acesta este un vas ales de Tine. Ajută-l, Doamne, să lucreze pentru Tine. Doar în casa Ta de închinare, Doamne, poți să-L folosești pentru împărăția Ta. Binecuvântă-i, Doamne, pe toți, Doamne, care au ascultat prezentarea din seara aceasta. Și ajută, Doamne, ca această prezentare să ajungă dincolo de marginile acestei lumi. Să nu aibă nicio restricție. Să se audă în toate țările și în toată lumea. Iar multe suflete să fie câștigate pentru cer. Rămâi cu noi în seara aceasta. Oferă-ne un somn odihnitor și o pace liniștită. Și să ne întâlnim cu bine săptămâna viitoare. Numele Tău, Doamne, să fie mărit, acum și în veci de veci. Amin. Dragii mei frați, a sosit timpul să ne retragem, să ne luăm rămas buni pe săptămâna viitoare, dar până atunci am o rugăminte. Am observat că luni ați
trimis această prezentare în multe grupuri, în 230 de grupuri. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ceea ce ați făcut luni, repetați și astăzi. Și cu cât transmitem aceste prezentări și le trimitem în grupuri, cu atât numărul celor care le vor vedea va crește. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Mai întârziați 10-15 minute și trimiteți aceste prezentări, această ultima, în multe grupuri. Mulți dintre dumneavoastră veți avea stele în coroană, pentru că ați știut și ați înțeles, aceste prezentări sunt vitale pentru frații noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și ați trimis prezentarea aceasta sau pe cealaltă și una din prezentări. Iar un suflet curat înaintea lui Dumnezeu a ascultat acea prezentare pe care ați trimis-o dumneavoastră. Iar în împărăția lui Dumnezeu veți ști cel care ați făcut lucrarea aceasta și veți avea o stea în coroană. Se poate câștiga foarte ușor stele în coroană. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Faceți lucrarea aceasta. Nu ne costă nimic. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți și pacea Lui să rămână peste noi. Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Amin.